Eu cu cine votez? O resursă pentru clasa a șaptea în cadrul proiectului CRED. În preajma alegerilor pentru funcții importante la nivel central sau local, cetățenii sunt puși uneori în situația în care nu știu cui să-i acorde votul de încredere. Unii aleg să voteze pe baza părerii despre un candidat independent, care nu face parte dintr-un partid politic, sau, dimpotrivă, aleg reprezentantul unui partid politic. Argumentele care stau la baza alegerilor pot fi diverse. De exemplu, anul trecut el a construit o grădiniță nouă. Cred că ar trebui să-l votăm. Îmi place programul lui de reformă în educație. Desigur, părerile pot fi împărțite. Am văzut o poză în care era îmbrăcat indecent. Mie mi se pare că este o persoană de treabă. De cele mai multe ori, cetățenii aleg un partid politic și îi rămân loiali la fiecare alegere. Motivele sunt diverse. Familia mea a votat mereu cu același partid și eu mă regăsesc în ceea ce promovează. Eu aleg partidul care are grijă de mine și știe care îmi sunt nevoile. În orașul meu deja a devenit o tradiție să votăm cu același partid. Desigur, există și oameni în număr mai redus care votează de fiecare dată pentru alt partid în funcție de platforma lui electorală. Activitate în clasă. Ce calități crezi că ar trebui să aibă o persoană care candidează la o funcție publică, dar pentru a candida la tine în școală pentru funcția de reprezentant al clasei sau al elevilor? Lucrați în grupuri mici și apoi prezentați concluziile în clasă. Resursă realizată în cadrul proiectului CRED.